Care e viața unui om care nu are casă, care doarme pe unde apucă? Grea. Mulți nu mă cred, că le-am mai zis așa în diferite contexte. Bă, zic, eu am fost boschetar, am dormit prin gară, prin autogară și nu mă crede lumea. Erai cunoscut la autogară de către cei care lucrau acolo? Da, eram cunoscut, la un moment dat erau ca o familie. Erai copilul lor, cum ar veni? Da, da, la un moment dat așa eram, da, era copilul lor și le făceam tot felul de chestii, le făceam mâncare, meream după mâncare, le cumpăram. Deci eram un om care le făcea pe toate, că eram bagaje. Iarna? Iarna era foarte cald, da, era foarte cald, dar nu stăteam, deci nu era modul, stăteam două săptămâni plecat și mergeam acasă. Deci nu stăteam foarte mult, mă căutau părinții, bineînțeles,